Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi vom avea un vlog cultural. Vreau să vă prezint un fragment din cea de-a treia carte lansată de amicul meu, vlogger, ghid montan și național Ciprian Teodorescu, care se cheamă Pași în doi pe Camino Portugheș. O să încerc să citesc cât mai coerent și deși starea mea nu e una foarte bună, tocmai am fost diagnosticat cu gripa A, trece, nu mor caii când vor câinii. Și să vă spun câteva cuvinte despre Ciprian Teodorescu. Născut la 18 noiembrie 1971 la București, a absolvit liceul George Coșbuc și Academia de Studii Economice București, Finanțe Bănci. Autor a trei cărți, Camino de Santiago, Taina Pelerinului, 2021, Expediție Mongolia în 2022 și ultima carte este Pași în doi pe Camino Portugheș, lansată de curând. O să vă citesc un scurt fragment, nu o să mă întind foarte mult, și după aia o să vedeți imagini de la lansarea acestei cărți, Pași în doi pe Camino Portugheș, lansare unde a vorbit chiar autorul, Ciprian Teodorescu, ghid montan și național. Fragment din cartea Pași în doi pe Camino Portugheș. O să-mi dau jos ochelarii pentru că ăștia sunt de distanță și nu văd de aproape cu ei, citesc de pe mobil. Extras din capitolul 1, intitulat Ce se întâmplă atunci când visezi prea mult. În zorii zilei de 11 august 1763, marchizul de Pombal coborât treptele catedralei Sedoportu, trecu pe lângă antiga Casa de Camara, Consiliul Municipal al orașului, și când ajunse în dreptul statuii lui Vimara Pereș, fondator al primelor două județe medievale portugheze, Braga și Porto, în secolul IX, scoase pălăria tricorn de pe creștet și făcu o plecăciune preț de o clipă în fața întemeietorului Portugaliei. Pudra excesivă de pe tâmple și frunte se impregnă pe marginile rigidei pălării, pe care marele om de stat o lipi de antebraț, însă realiză că de îndată ce atinse redingota cu pălăria, pudra albă reuși să lase o mică insulă de alb, contrastând cu oceanul negru al hainei. Marchizul trase câteva sudalme și își curăță manșeta redingotei. Bine că nu m-a văzut nimeni. Eu sunt marchizul de Pombal și nimic nu-mi știrbește prestigiul. Pombal se afla în Porto cu treburi importante. El coordona și finanța lucrările unei viitoare capodopere baroce, Torre dos Clérigos. Era încântat de prezența marelui arhitect italian Nicolau Nassoni, maestru barocului de nord, care înfăptuia această construcție impunătoare. Ajungând în Largo dos Clérigos, observă că lucrările sunt în plină desfășurare și a avut pentru sine o revelație. Am 63 de ani și știu că după ce nu voi mai fi pe acest pământ, dos Clérigos va deveni simbolul orașului Porto. Marchizul urma să se întâlnească cu arhitectul Colegiului Lucrărilor Publice, Francisco Javier Doregu, care punea deja în aplicare planul de extindere radială a orașului. Cartierele vechi, aflate în interiorul zidurilor Fernandine, aveau să se unească cu noile cartiere care nu erau protejate de aceste ziduri, prin străzile lungi. Mersul greoi prin țărână îl făcu pe Pombal să se oprească pentru câteva momente în locul denumit Campo do Santo Ovidiu, o mică piață neregulată în care se afla o fântână și niște platani, care asigura umbra și răcoarea. Pe aici era drumul către Braga. Marchizul se așeză pe marginea fântânii și își scoase pietricelele neastâmpărate din pantofii cu toc. Privi spre conturul unei străzi înguste și lungi. Aici va fi Rua da Almada, zâmbi Pombal. Pudra de pe față se transformă într-o pastă soioasă și primul gest care îi veni în minte era acela de a stropi fața cu apă. Renunță spunându-și, sunt marchizul Pombal, nu pot să fac una ca asta. Își umezi puțin buzele cu apă. Între perucă și scalp se formaseră broboane de transpirație care îi dădeau o senzație enervantă de mâncărime. Pombal ar fi dorit să-și dea peruca jos și să scarpine părul, dar realiză că Edita mea marchizul. Trebuie să-mi continui drumul, să văd cum merg lucrările și dincolo de Rua do Almada. Mai făcu câțiva pași și apăru în fața șantierului unei noi biserici. Igreja da Lapa, visul unui preot brazilian prindea contur. Trecu pe lângă capela Nossa Senhora do Socorro, care îi se păru stranie. Se auzi scârțâitul ușii capelei, urmat de câțiva pași care se țineau după marchiz. Senior Pombal! Senior Pombal! Marchizul era îngrozit de situație. Cine să fie la ora asta în viitorul cartier Laranjeis? Redingota îi se păru dintr-o dată ca o armură, ca o povară insuportabilă. Voia să arunce toate hainele alea mizerabil de grele
să fugă prin colbul, așezat ca într-un deșert urban. Dar nu putea, era prins în spaimă. Senior Pombal, calmați-vă, sunt eu, Santiago. Santiago, da, marchize, Santiago în persoană. Bine, dar ce cauți dumneata pe aici, toman afară zidului o cetății? Timpul mi-l petrec mereu pe aici. Intru inopinat în câte o capelă, biserică sau mănăstire, deghizat în fel și chip și veghez bunul mers al pelerinilor care se îndreaptă spre Braga, dar nu numai. Eu nu sunt pelerin și totuși m-ai oprit. Senior Pombal, în oraș sunt doi pelerini care au venit de departe, toma din estul Europei. Au intenția să se întâlnească cu domnia voastră și nu știu cum să o fac. De ce ar face-o? Maestate, fiți îngăduitor cu mine. Uitați ce scrie aici, pe unul din zidurile capelei. Pombal făcu câțiva pași înapoi spre capelă, apropiindu-se de Santiago, simți că e învăluit de pace, ca de o aidiere răcoroasă. Marchizul citi. Vos che ides passando lembrai vos das almas dos che stau penando. Voi care treceți, amintiți-vă de sufletele celor care suferă. Și ne suferă Santiago, pelerinii a doi? Nu trebuie să o luați ca pe o suferință în sine, ei nu suferă. Ei au o situație foarte bună și o sănătate și își de rău, măcar dori să vă prezinte cărțile personale, să vă cunoască, să le spuneți câteva cuvinte pe care să le transmită mai departe domnitorului Mavrocordat. Ei sunt trimiși aici, marcheze. Dacă nu-i primiți, poate chiar vor avea de suferit. O să mă opresc aici ca să nu mă lungesc foarte mult. La finalul vlogului prezentării lui Ciprian o să pun linkul de unde puteți comanda cartea lui Pașii în doi pe Camino Portugheș. Eu mă opresc aici și vă doresc vizionare plăcută. Ăștia au avut un șoc pentru că lumea nu e obișnuită să ieși din tipare. Lumea vrea să urmezi, poate vrea să urmezi același curs, nu vrea să ieși din tipare, vrea să fii tot timpul pe același curs. Atunci asta că am speriat, doamna editor, a zis, ce ai făcut aici? Zic, ce mi-a trecut prin minte? Mi-a trecut prin minte un dialog între Santiago Apostol și Marchizul de Pombal. Pentru că am citit foarte multe despre Porto și la un moment dat scria că e un cimitir Lapa, cimitirul Lapa, cel mai vechi din Porto și acolo noi mergând pe teren, marcajele sunt foarte bune. De asta e uzat moral Viorțe.com, dar eu l-am luat ca pe o structură generală în care mi se prezintă etapele. Etapa 1 între Porto și nu știu ce. Și la ele e mai puțin cald decât la spaniol, în care mi s-a părut foarte, foarte canicular. Da, e o climă oceanică. Asta, semnul ăsta arată o scoică, nu știu dacă o vedeți aici. Are, aici este. Ce înseamnă scoica asta, ca niște degete, de fapt? E iar o legendă în care spune că prin anul 800 la un turnir, adică la o întrecere de asta sportivă pe cai, o bătălie cu sulițe, un călăreț ar fi intrat în apă cu tot cu cal și în Oceanul Atlantic și s-a necat în aparență. Spectatorii s-au speriat, au spus că ăla cu calul s-a necat și nu mai iese niciodată de acolo, dar stupoare a ieșit plin de scoici, iar lângă el era barca aceea din piatra cu Santiago și se spune că așa a fost salvat calul și cu călărețul și de atunci scoica este unul din simbolurile cetățeanului pelerin. Cu o pălărie a la Napoleon pe cap, cu Dita mai Toiagu. Nu, serios, mie îmi place foarte mult Zărneștiul, dar de acolo nu prea am cu cine să pornesc. Serios. Da, mersi mult, mersi.